Atac sângeros în Galați, rămas fără droguri, un bărbat și-a înjunghiat părinții și i-a lăsat într-o baltă de sânge. După atac a fugit de la locul faptei și s-a baricadat în apartamentul său, situat la câteva blocuri distanță. Individul l-a înjunghiat și pe unul dintre polițiștii care i-au bătut la ușă pentru a-l reține. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Atacul a avut loc în cartierul Mazepa din Galați. Rămas fără bani de droguri, bărbatul a luat un cuțit și a mers la locuința părinților săi. Acesta spera că sub amenințarea armei va trebui să facă rost de bani de la cei doi. Pentru că a fost refuzat, bărbatul s-a năpustit asupra lor cu un cuțit și i-a înjunghiat lăsându-i într-o baltă de sânge. Fără să se gândească vreo secundă la viața celor doi, individul s-a întors la apartamentul în care locuia cu chirie și s-a baricadat în casă. Cu ultimele puteri, cei doi bătrâni au reușit să sune la 112. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție care i-au transportat de urgență la spital pe cei doi bătrâni. Polițiștii solicitați să intervină au plecat în căutarea bărbatului și au aflat de la oamenii din zonă că acesta locuiește la câteva blocuri distanță. Când s-a trezit cu oamenii legii la ușă, individul s-a enervat și l-a înjunghiat pe unul dintre polițiști, după care s-a făcut nevăzut. Polițistul a fost preluat și transportat la spital. În cele din urmă, bărbatul a fost reținut de către un alt echipaj de poliție. Se pare că individul este un consumator înrăit de droguri și a fost internat de mai multe ori la dezintoxicare. Cei doi bătrâni se află în continuare sub supravegherea medicilor, care spun că doar un miracol i-a ajutat să supraviețuiască atacului.